Bună ziua! Mulțumesc organizatorilor pentru invitație și acceptarea lucrării. Discuția noastră de astăzi va fi despre alergiile la măștile de protecție a medicului dentist în perioada pandemiei COVID-19. Coronavirusul SARS-CoV-2 produce boala COVID-19, boală care se transmite unei persoane prin picături proiectate, invizibile ochiului. Distanța de proiectare este de mai puțin de un metru, dar posibilitatea transmiterii poate fi și la mai mulți metri, când această transmitere este prin vorbe, prin strănuți sau tuse. Mecanismele de expunere le vedeți în frumoasa imagine care o prezint, în care se observă picăturile SARS-CoV-2 care produc boala și picăturile care pot transmite pe calea aeriană boala. Iată, transmiterea prin vorbe, transmiterea prin strănut. Rețineți, vă rog, că o singură tuse poate să producă până la 3.000 de picături infectate de 1-5 microni, deci de 30 de ori mai fin decât un fir de păr. Bacteriile măsoară mai mult de 1-10 microni. Virusul altai însă mult mai mic, așa cum este menționat. Și iată diferența între firul de păr, care îl vedeți sus, și ultimul, care este virusul SARS-CoV-2. Deci cât e mai mic, posibilitatea de transmitere este mai mare și înțelegem pandemia actuală. Să reținem faptul că picăturile pot rămâne mai multe ori în suspensie într-un volum de aer non-perturbat. Ventilația contribuie la dispensarea picăturilor și diluarea schimburilor virale. Omsul consideră că modul de transmitere al coronavirusului este mai puțin probabil în spațiile închise, în locurile foarte frecventate, în încăperile cu număr mare de persoane, în spațiile sau ventilate și în taberele în care persoanele stau o mai lungă perioadă de timp. Există trei moduri de transmitere: picături, aerosoli și manual, fără a se cunoaște cota relativă a fiecăruia. Trebuie să continuăm gesturile de oprire, de barare și să deschidem ferestrele. Curenții de aer favorizează dispersia particulelor virale și așa cum spunea un mare epidemiolog de la Institutul Pasteur, profesor Arnaud Fontanet, care dădea un mesaj: ventilați, ventilați, ventilați. Mâinile sunt principalul factor de contaminare. Rămân pe piele un timp de aproximativ 9 ore. Temperatura și higrometria, umiditatea, sunt factori care influențează rezistența virusului. Frigul le conservă, anotimpurile rece au un număr de îmbolnăviri și numărul mai mic de îmbolnăviri în anotimpurile temperaturi crescute. Așa cum se vede. Respirarea aerului rece pot face mediul favorabil pentru replicare, deci și temperatura aerului și a corpului sunt importante. Ele vor influența severitatea bolii, ratele de transmitere, măsuri de preventive generale și post-expunere COVID-19. Deci virusul are o stabilitate mai mare la temperaturi străzute, la fel cum se păstrează alimentele în frigider. Camerele uscate, aerul condiționat, cresc riscul de infecție. Sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat pot reduce răspândirea virusilor dacă funcționează corespunzător. Umiditatea are importanță dacă este crescută, ca și vântul și vorbitul cu voce tare într-un mediu zgomotos. Formarea picăturilor în tractul respirator superior
este influențată de umiditate, dar și dinamica picăturilor, schimbarea dimensiunii, modificarea depunerii și dispersiei picăturilor. Deci, pentru viabilitatea virusului. Iată cum vedeți în imaginea pe care o prezint, factorii de transmisie din mediu care au importanță în infecția virală. Corpul uman poate fi contaminat pe trei tăi de intrare, contactul cu ochii, inhalație și contact, buzele, inspir și contact. Nu circulă în aer fără picături, penetrează prin piele și leziuni ale pielii, negativ deci. Nu se transmite prin alimente și nici leziuni sau contact cu pielea. Așa se consideră la ora asta. Măștile de protecție față de virusul SARS-CoV-2 în perioada pandemiei au un rol foarte important, atât pentru populație și în special pentru medici în general și dentiști, pentru că activitatea acestora este la nivel oral. Există trei scenarii diferite în purtarea măștilor. Purtătorul de COVID-19 fără mască față de o persoană necontaminată care poartă mască are o probabilitate de contaminare de 70%. Purtătorul de virus care poartă mască are o probabilitate de contaminare de 5%. Iar două persoane cu mască, care una are COVID-19 și are alta, probabilitatea de contaminare va fi de 1,5%. Iată cum se vede în imaginea prezentată. Vorbind despre măștile care se confecționează și se folosesc, sunt chirurgicale, care ar filtra 90% pentru particulele de 3 microni. Categoria a doua, pentru populația generală, capacitatea de 70% la particulele de 3 microni. Și categoria a treia, măști fabricate artizanal. Cum este constituită masca? Are trei straturi. Un strat alb interior, fabricat din țesute, fire nețesute din polipropilen, au rolul să absorbe umiditatea din timpul utilizării. Un strat de mijloc, fabricat dintr-un material filtrant, care acționează ca o barieră împotriva virusurilor. Un strat colorat din exterior, care este impermeabil, are rol de protecție și e tratat cu substanțe antimicrobiene. Sistemul de prindere este realizat prin file elastice din poliester și spandex. Sistemul de ajutare este confecționat din metal. Deci tot ce am descris este masca medicală tip 1. Procentul de filtrare este 95% și pentru această filtrare este pentru particule de 3 microni. Ce oferă masca? Protecție față de particulele de prah, polen și virus, față de microbi, față de particule inhalate și cele expirate. Este necesară atât publicului larg, cât în special personalului medical. Iată o imagine acestei măști pe care am descris-o până acum. Sigur că au început să apară între producători și războiul măștilor, pentru că este necesar să fie aleasă masca cea mai bună, masca corespunzătoare. Și așa au apărut controverse. Este citat acest război al măștilor. Măștile oferă protecție pentru virusul SARS-CoV-2 conform celor trei reguli numite 3M de Filip Tarento, un medic igienist de la Institutul Pasteur. Deci, purtarea măștii, igiena măștii și respectarea distanței în metri. Masca de protecție, sigur că produce și efecte negative. În primul rând, putem menționa un anume disconfort. Se consideră de un autor că ar avea o hipoxie, dar teoretic, în condiții normale, n-au de ce să existe hipoxie.
ar mai trebui subliniat timpul lung de menținere al măștii. Și mai există niște măști mai rezistente, așa numite măști de beton. Propagarea principală a virusului este pe cale respiratorie și de aceea sunt necesare să ofere producție și să n-aibă efecte secundare. Aș vrea să vă citez ceea ce spunea Dao și care se potrivește foarte bine la ora actuală. În opinia mea, mare deșeală din Statele Unite și Europa este că oamenii nu poartă măști pentru că acest virus este transmis prin picături și contact strâns. Multe persoane au infecții asimptomatice sau presimptomatice, și, deci cu atât mai mult purtarea măștii este necesară. Oricine poate preveni străderea picăturilor care transportă virusul și evită să infecteze și pe alții în afară de propria persoană, oferindu-i protecție. Deci am venit la dumneavoastră, medicii somatologi, pentru că medicina dentară este una din cele mai expuse profesii la boala COVID-19. Atât prin fluidele orale este medicul de spus ale pacientului cu care vine în contact direct, dar și cu materiale și suprafețele unității dentare, cu picături de sânge și salivă, cu aerosolii generați de instrumentele medicale rotative și piesele de mână cu ultrasunete din cabinetul dentar. Sigur că medicina dentară, în afară de, să spunem că nu mai este ce a fost acum 40 de ani, s-a schimbat total, s-a îmbogățit și au apărut noi aspecte preventive, diagnostice și terapeutice, iar localizarea orală a muncii dentistului, cu atât mai mult, impune măsuri de protecție deosebită datorită infectării mari, a glandei salivare și a lichidului trevicular, deci cel al șanțului gingival. Celulele glandei salivare au rol în procesul inițial al infecției, este sursa virusului SARS-CoV-2, diagnosticul salivar al virusului este precoce și este non-invaziv. Medicina dentară este o parte integrantă din sistemul de îngrijire a sănătății și va juca și în viitor un rol activ împotriva bolilor care ne vor pune viața în pericol. Protecția este cu atât mai mult necesară, atât pentru pacient, cât și pentru medicul care este mult expus. Odontologia rămâne una din cele mai expuse profesii la infecția SARS-CoV-2, care produce boala COVID-19. Sigur că ne speriem când mergem la medicul dentist cu toții, dar la ora asta trebuie să știm că se lucrează cu multe rezultate foarte bune față de ani dinainte, iar medicul trebuie să fie protejat. Măștile de protecție au fost folosite și în trecut și acum de infecțiile nozocomiale pentru a ne păzi de virus, bacterii, ciuperci și factori alergenici. Măștile pot avea proprietăți antiaderente contra surselor de bacterii și virus și au fost necesare în prepararea acestora modificări chimice benefice stropului prepus. Astfel s-au folosit molecule bioactive, cum sunt polimeri anionici și citodextrine, polimeri cationici, citodextrinele se știe că conduc la creșterea activității materialelor filtrante, sunt utilizate în industria alimentară, farmaceutică, chimică și agricultură, acționează ca receptori artificiali, elimină nicotina și alte substanțe chimice. Funcționalizarea fizică și chimică a suporților filtranți se
se fac prin polifenol vegetal, prin acid tanic, cu proprietăți antimicrobiene. Materialele folosite sunt diverse, sunt folosite pentru protecție, dar să fim atenți că produc și efecte secundare. Structura fibroasă a mășilor de protecție poate conține polimeri, polihidroxicarbonați, polimeri de ciclo de ține și complexe incluse. Principalii aditivi alergici din mășile de protecție pot să producă manifestări alergice și acestea sunt tiuramul, dibromocianobutanul și tocopropilendiamindoanidinadiacetat. Tiuranul reprezintă o familie de compuși chimici care se numesc tiuranfiți. În principal, discuția noastră de astăzi este pentru că intră în compoziția măștilor, dar îl putem găsi la stetoscoape, gume, insecticide, substanțe antiparazitare, pesticide organice și antifungice. Manifestările clinice la tiuran sunt leziunile produse de prezența acestui elastic necesar susținerii măștii, producând dermatite de iritație și dermatite alergice de contact. Localizarea leziunilor cea mai frecventă produsă de măști este la nivelul tegumentelor nasului și a regiunii retroauriculare. Pentru că, cum am spus și anterior, tiuramul este folosit, intră în compoziția elasticului care fixează masca. Diagnosticul cere o anamneză atentă, un examen clinic amănunțit și o confirmare prin teste PAC cu patru substanțe din compoziție pe care le-am menționat. Formaldehida este un produs chimic iritant și alergizant al pielii. Îl putem găsi în mești, dar și în alte medii sanitare, industriale, textile, coloranți, vopsele și dezinfectanți. Iată o schemă cu utilizarea biocidelor care conțin bromină și care pot să producă sensibilizare, deoarece noi știm că mecanismul alergologic cere contact repetat și interval liber pentru a se forma anticorpi specifici pentru a se produce o reacție alergică. Formaldehida nu produce numai sensibilizare, ci este și toxică, produce efecte toxice, chimice și imunotoxice. Manifestările cele mai frecvente sunt cele cutanate de contact, dar pot acționa și la nivel ocular, a căilor respiratorii, precum și gastrointestinale mai rar. Astmul, bronhi și rinita alergică sunt manifestările respiratorii predominante, dermatitele de contact sunt cele cutanate și rar celor cardiovasculare, care înseamnă șocul alergic. Există o posibilitate de coreactivitate între formaldehidă și glutaraldehidă. Reținem că glutaraldehida este folosită la dezinfectarea echipamentului medical și stomatologic. Și aici, în afară de anamneză și examen clinic, se folosesc teste PAC în plasturi cu formaldehidă 2% în soluția apoasă, cu determinarea formaldehidei din țesătura măștii sau testul PAC, în vaselină în concentrație de 10%, 1% în alte rășini de formaldehidă în alcool izopropilic și diagnosticul serologic cu anticorpi specifici de tip imunoglobuline E la formaldehidă, care sunt prezente și crescute. De asemenea, și limfocitul T helper 2 crescut și intră în alergie, raportul limfocit helper 1 limfocit T helper 2 este în favoarea creșterii limfocitului T helper 2. Dibromobutan este un alt aditiv al măștilor. Nu se mai poate găsi în nenumărate industrii
a produselor cosmetice, de igienă și industrială, vopsele și adisivi, lichide de spălat base, soluții de prelucrare fotografică, balsamuri pentru țesături. Dibromocianobutan este alt aditiv în care manifestările clinice alergice sunt predominant tot clutanate, tip dermatite de contact. Deci, așa cum am menționat, contacte anterioare, de aceea am menționat și subliniat că există și nenumărate alte industrii, pentru că persoana face anticorpi specifici și poate reacționa ulterior. Toco, propilendiamina, guanidin diacetat și tocopropilen diamin guanidin, Dodigem este cunoscut 35-58, este o substanță folosită la dizbetia instrumentelor medicale și este adisiv și în componenta măștii. Iritația pielii, dermatită alergică de contact produce de asemenea. Trebuie să notăm că masta poate să producă reacții alergice datorită existenței unor substanțe folosite înainte de masca de protecție la nivelul feței, de exemplu, săpunuri, substanțe hidroalcoolice, cosmetice, creme, fond de ten, creion dermatograf, ruj de buze. Deci, să reținem, să fim atenți la contactul feței cu masca, folosind anterior substanțe sensibilizante și sensibilizante direct și cosensibilizante. Și domnilor, dar mai ales doamnelor, atenție să nu fiți fardate sub mască. În concluzie, măștile de protecție pot cauza sensibilizare alergică, în special pentru medicul dentist, datorită expunerii majore la nivel oral a infecției virale. Accentuare dată de durata mai lungă a purtării măștii și că manifestările clinice pot fi minore, dar deranjante, dar și majore până la șoc anafilactic. Să mulțumim și să apreciem medicii stomatologi care ne fac viața ușoară îndepărtând durerile, care intervin asupra aspectului fizic și să ne gândim la dumnealor că sunt în linia întâia de expunere a acestei pandemii. Vă mulțumim și vă dorim să aveți zile frumoase și să așteptăm primăvara, chiar dacă anotimpul e încă rece. Mulțumesc!